Călătoria definește existența noastră a oamenilor. Începem să călătorim de când suntem mici, împreună cu familia, apoi în grupuri sau singuri. Călătorim pentru a explora și a cunoaște lumea din jurul nostru sau locuri mai îndepărtate. Viața poate fi asemănată cu o călătorie în care parcurgem distanțe mai lungi sau mai scurte, fie mergând pe jos, fie cu bicicleta, cu o barcă, cu avionul sau cu alte mijloace de deplasare. Astfel, călătoria este o mișcare spre exterior. Dar ce se întâmplă când trebuie să stăm acolo unde suntem și călătoria în lumea exterioară nu este posibilă? Vehiculul de care avem nevoie este o carte. Putem călători pe aripile de hârtie ale cărții în timp și spațiu și să întâlnim personaje care participă la aventuri captivante. Această călătorie este o mișcare spre interior, pentru că spațiul călătoriei este ecranul minții noastre. Pentru a ne bucura de orice călătorie, aceasta trebuie să aibă o direcție, un scop și să contribuie la înțelegerea lumii prin diversificarea experiențelor de cunoaștere. Oamenii își urează, de obicei, călătorie plăcută. Așa cum trebuie să ne preocupăm de multe lucruri pentru a avea o călătorie plăcută în exterior, tot așa, călătoria prin lectură este o plăcere dacă știm cum să citim, adică să citim cu un scop și pentru a înțelege. S-ar putea să simți stres când te gândești cum să citești atât de multe cărți într-un timp limitat și mai ales cum să transform călătoria prin lectură într-o plăcere. Răspunsul este simplu: lectura eficientă. Lectura eficientă în 5 pași este o lectură plăcută, prin care nu este important cât de multe cărți citești, ci cât de mult înțelegi din ce citești. Așa cum ne pregătim pentru ca o călătorie să fie plăcută, tot așa este necesar să ne pregătim și pentru o lectură plăcută. O lectură cu un scop și cu un sens pentru a obține maximum de beneficii pentru dezvoltarea noastră. Urmărește acest videoclip în continuare pentru a afla care sunt cei 5 pași pentru o lectură eficientă. Cei 5 pași care te ghidează în procesul lecturii sunt asemănători cu cei pe care îi faci atunci când mergi într-o călătorie reală. Dar prin lectură călătorești doar în mintea ta. Când vrei să citești, primul pas care este recomandat să-l faci este pregătirea ta și a locului în care citești. Mediul în care te afli influențează foarte mult calitatea lecturii. Alege pe cât posibil un loc liniștit, fără gălăgie și mai ales fără surse de distragere a atenției, precum telefon, televizor și altele. De asemenea, este important să nu fii foarte obosit, pentru că vei adormi. Asigură un cadru optim pentru confortul lecturii, luminozitate, poziția preferată sau poate chiar și o muzică de fundal potrivită. A doua etapă vizează familiarizarea cu cartea pe care o vei citi. Observă informații importante despre carte. Poate ai mai citit vreo carte scrisă de același autor și ți se trezește curiozitatea să vezi ce a mai scris. Dacă nu ai mai citit altă carte, te întrebi prin ce este special acest autor. Dacă textul este tradus, observă limba din care este tradus pentru a te gândi ce informații ai despre țara și cultura de unde provine autorul. Titlul, subtitlul și imaginile îți pot sugera unele așteptări privind conținutul textului. Numărul de capitole și de pagini te ajută să te gândești la durata lecturii, de cât timp vei avea nevoie pentru a citi întreg textul. Rămâi așadar câteva minute cu cartea în mână și observă cum în mintea ta se conturează niște așteptări, niște curiozități, care sunt un bun imbold pentru a începe lectura propriu-zisă.
În timp ce citești textul, implicarea activă în lectura textului se poate realiza prin așa numita lectură predictivă. În timp ce imaginația ta derulează ce citești pe ecranul minții, fă pauze scurte în care să te întrebi: ce s-a întâmplat? Ce este posibil să se întâmple? De ce cred că se va întâmpla așa? Continuă lectura și verifică predicțiile făcute. După ce ai citit un fragment mai lung sau un capitol, fă scurte pauze pentru a reformula cu propriile cuvinte ceea ce ai citit. Poți scrie cuvinte cheie și idei principale într-un jurnal de lectură. Notează și impresiile de lectură, adică idei, emoții trăite, nedumeriri pe care le-ai avut. Selectează sau evidențiază secvențe de text pe care le consideri relevante, adică au o anumită semnificație referitoare la idei, comportamente sau relații interumane. La finalul lecturii, realizează un organizator grafic sub forma unei hărți a textului, care să cuprindă informațiile esențiale despre text și din text. Memoria umană reține informații structurate prin asocierea de imagini, idei și emoții. Astfel, lectura devine eficientă pentru că reții esențialul pe care îl integrezi în propriul sistem de gândire. Mai mult chiar, poți prezenta povestea ta despre povestea din text. Prin exerciții repetate, devii un cititor inteligent care își lărgește granițele cunoașterii și ale autocunoașterii prin lecturi plăcute și eficiente. Așadar, strategia celor 5 pași cuprinde pregătirea pentru lectură, familiarizarea cu cartea și cu textul, predicțiile, reformularea și harta textului. Prin aplicarea acestei strategii, lecturile devin plăcute și eficiente, adevărate călătorii de cunoaștere și de dezvoltare personală. Îți doresc lecturi eficiente și plăcute!